Procurorii DIICOT au descins în mai multe locuințe din Sibiu, Vâlcea, Olt și Dolj pentru a destructura două grupări infracționale organizate specializate în criminalitatea informatică. Deschide poliția! Avem mandat de percheziție și cercetat într-un dosar pe criminalitate informatică. Au fost reținute 25 de persoane care sunt cercetate acum pentru săvârșirea infracțiunilor de acces fără drept la sisteme informatice, fraudă informatică, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii spun că în perioada 2008-2009 învinuiții înșelau cetățenii străini care făceau diverse tranzacții prin intermediul site-urilor electronice. Românii determinau victimele să transfere bani în conturi bancare controlate de ei sau prin mandate poștale în Italia. Prejudiciul cauzat de membrii celor două grupări infracționale este de peste 300.000 de euro.